școală, deci în privința investițiilor, așa cum am spus la Husasău, deci am proiectul depus la inspectorat și la ministerul ăsta de 2 ani de zile, tot promisiuni pentru extindere, fiindcă e insuficient, deci sunt insuficiente sălile de clasă, plus laboratoare, sunt acum laboratoare de informatică, o sală de clasă am transformat-o în laborator de informatică. Da, cerințele sunt mari. Cerințele sunt mari. Sigur că dacă îl formez pe copil din de mic, măcar să știe cum arată un calculator, să știe elementele de bază, asta, altfel e. Și nu am primit decât foarte, foarte puțin bani pentru asta, de la minister. Am prins, într-adevăr, în 2008, am prins un, tot așa, printr-o hotărâre de guvern, niște bani, o sumă de 4 miliarde jumate vechi, așa, deci în bani vechi, pentru reabilitarea școlii de la centru, 1-8. Am modernizat-o, începând cu acoperiș nou, țiglă nouă, zugrăvit, izolație, deci tot, parchet, încălzire am făcut-o din banii noștri, de la bugetul local, deci m-a costat și aia vreo 500 de milioane, deci vechi, deci încălzirea. Deci încălzire centrală, deci nu avem probleme, lemne la toate școlile le aprovizionăm noi, primăria nu e problema cu asta, că avem și pădure. Exact. Nu e dezvoltată zona asta cu gatere, cu tăia de lemne? Nu. Deci, nu sunt investitori în zona asta? În privința meseriașilor suntem foarte... deci nu avem, practic, nu avem fierar, nu avem lemnar, nu avem ăsta, deci uitați că tot vorbim de școală și ăsta, eu i-aș îndemna și le spun la câți mă întâlnesc, mă frate, lasă ăsta că mulți merg și fac facultățile și să știți că la Husasău a fost de când ăsta, eu sunt localnic și vă spun, de când știu, Husasău a fost o școală extraordinară. Profesori buni, profesori care... Și se păstrează această tradiție? Se păstrează. Sigur că acum că sunt mai puțin din Husasău, dar în general... Deci dar calitatea dascărilor. Calitatea dascărilor, da. Sunt oameni de treabă, oameni care au dragoste de carte și să învețe copiii. Și le-am spus la mulți, mă frate, du-te mai la o școală. Asta, din păcate... Școlile profesionale le-am desfințat, da? Și vedeți, mulți merg și fac o facultate, așa de dragul să zică că au făcut și el o facultate și termină facultatea și cred că nu știe nici atâta cât când o mers la facultate. Și în loc să facă o școală profesională, să fie o meserie, să fie un lăcătuș, să fie un lemnar, un dulgher, un ăsta care... Sunt meserii care, vă spun, la țară ăsta nu ai, deci cum e la noi în comună, nu ai un om, nu ai un meseriaș ca să... Sunt, vedeți, să cer foarte multe investiții care... Și nu sunt. Grădinițe aveți? Avem grădiniță în fiecare sat. Deci în toate cele 5 sate avem grădiniță. Sunt puse la punct? Sunt puse la punct. Acum la Oșan, unde v-am spus, da. Ponderea e mulți romi, deci acolo e ponderea romii. De-aia și facem acum o investiție, deci prin programul pe măsura asta 3-2-2. Facem o grădință nouă, cu două săli, modernă, fiindcă sunt foarte mulți. Avem 110 copii, vă dați seama, numai în Oșan. Îi atragem cu ăsta, că mai vin cu programul ăsta, cu mere, cu lapte corn, cu... Deci vin,
vin, deci vă spun, să vedeți în timpul când, deci dacă ați fi în perioada când e anul școlar și ăsta, plină, deci o păi, școală... asta a fost și politica cu lapte, corn da, și da, mere să atragă copiii, să ăsta copii. Și ăsta în special copiii, și eu vă spun, a făcut foarte mult, chiar și prin biserică, prin ăsta, sunt... mulți care s-au îndreptat spre o biserică, că e baptistă, că ce e. Da, am auzit și am mai întâlnit da, cazuri care... Și atunci scade și criminalitatea. Exact. Merg și eu și am vorbit cu ei și am îndemnat, mai mergeți, că nu puteți să auziți numai lucruri bune la biserică, decât să mergi la un bufet sau nu știu unde, că auzi toate porcările și toate astea. Merge și să știți că... Să cunosc, deci o crește totuși și la ei, mult ca nivel. Ca... Vreau să vă întreb, care e relația dumneavoastră ca primar? Că se tot vorbește așa, că primarii trebuie să meargă la București, la ministere, să tot bată pe la uși, să susțină proiectele, pentru că nici finanțările astea, sunteți la partidul de guvernament, dar poate e și o listă de priorități la ministru. Adică trebuie cineva să vă introducă acolo sau faceți anticameră la București, mergeți la București să vă susțineți proiectele? Mergem la București, sigur că păi, trebuie să mergi cu proiectele și ăsta. Deci, da, în general am mers organizații, când am mers mai mulți cu proiectele să mers, când nimeni nu o să vină să și dacă n-ai proiecte... Altfel deja nu vin bani, că mai dau și cotă de falcate de bine, astea, și mai alocă... Astea pentru... sunt pentru cheltuielile, că vedeți dumneavoastră, dacă bugetul nostru e mic și ăsta din resurse proprii, mai sunt sumele astea de falcate, sume care pentru cheltuielile... Mai o rectificare, exact, mai ceva. Astea, dar proiectele sunt proiecte. Sigur că mergem, am avut și sprijin, nu pot ăsta, deci am avut sprijin din partea parlamentarilor, din partea celor de la... Păi sunt vreo doi parlamentari. Da, foarte mult ne-a ajutat. Ne-a ajutat în special domnul Seremi, deci care e deputat al partidului de guvernământ, al PDL-ului, domnul Filip, care ăsta și dânsul senator, care ăsta. Dar eu spun, în general, deci dacă... ești om și îți vezi de treabă și asta, eu sunt de un principiu. Ar trebui să lăsăm mai ușor cu ura asta și cu asta între partide și între asta și să vedem de, să ne vedem de treabă. Și de interesele comunității. De interesele comunității și asta că ești primar și într-o comunitate nu sunt toți pedeliști sau sunt toți peneliști sau sunt PSD-i și asta. Deci sunt oameni care și unii sunt PDL-ul, unii sunt PSD-ul și ar ca trebui... Ca peste tot, că nu poți fi peste tot la tot, fel, nu? Exact, exact și asta. Din păcate... Se face diferențele astea mari, care, cum v-am spus și acum la nivelul ăsta, deci eu sunt de 11 ani primar și ăsta, dar până anul ăsta nu s-a procedat cum s-a procedat în anul ăsta. Deci 9 de la ăsta, de Consiliul la Județean nimic. Consiliul Județean din cota de 20%, n-am primit 0 lei. Dar zero cum lei. Au motivat? Inclusiv pe programul care l-am avut, merele astea, deci e program subvenționat de guvern și trebuia să zic că nu copii sunt pedeliști sau deci ăștia sunt copii și nu știu de asta. Eu n-am primit un leu, vă spun, de la Consiliul Județean. Am fost și în audiență și la domnul președinte Țârle. Sigur, sunt acolo consilieri care votează și asta. Motivează, deci pentru toate astea că motivează că cei de la guvernare își dau bani prin hotărâre de guvern. Și hai să vedem, ați primit de la guvern spun, prin hotărâre de anul guvern? Anul ăsta n-am primit decât de rectificarea asta care a fost acum în iulie, 30.000 de lei. 30.000 de lei. De la guvern. De la guvern, 300 de milioane. Acum, sigur că o să spună de proiectele astea care sunt pe măsurile astea, cum v-am spus, cu 10.000 de kilometri. Care spun ei că sunt finanțate cumva da, cu prioritate. 3, pentru... cu prioritate. 3-2-2-ul care este. Să știți că la 3-2-2-ul a fost PNL-ul care a fost pe primul loc.
Deci cu cele mai multe proiecte aprobate după măsura 3.2.2. Au fost după aia PDL-ul, au fost UDMR-ul, au fost Dar toată lumea, PSD-ul, deci aici toată n-ar lumea. trebui, ce partid, Exact, ci ce exact, comunitate, exact, câți exact, locuitori exact. sunt. Și ce ăsta, deci sigur că Proiectele, dacă nu poți sunt. să-i dai la ăsta, deci vorbind de sumele astea care se dă de la Consiliul Județean, ar trebui să ține cont și de potențialul economic al comunei și asta, că nu poți să-i dai, de exemplu, la Sunt Andrei sau la Sunt Martin, care totuși sunt niște comune mai puternice, sau la Rieni, sau asta, să-i dai nu știu câți bani și la Husasău sau la alții, la Olcea, Cociuva sau care sunt mai slabe, să Nu, ăsta să dacă nu sunteți la drumul principal, vedeți? Da, și asta. Deci eu aș vedea aici, deci totuși să lase, deci Păi nu, dumneavoastră nu problemele aveți politice extravaganțe și aici. asta. Nu, Sală de de asta sport spun. nu aveți. Absolut, absolut, Parcuri nu. absolut, absolut. Am văzut și eu și pe la televizor și asta și într-adevăr e o asta care sunt de la partidul de guvernământ. Din păcate, nu PDL-ul a început-o alții, dar din păcate am continuat-o și noi cu niște lucrări care sunt neeficiente și am văzut, deci să faci un teren de sport cu nocturnă sau cu ăsta la un sat unde vorba aia, nu ai copii, n-ai cine să joace, n-ai cine să... și ei n-au apă, n-au drum, n-au ăsta, nu se poate și asta. Deci multe, multe probleme Deci au care... pus cumva căruța în Exact, fața căruța în fața boilor. boilor. Exact. Teren de sport? Teren de sport, avem și noi Aveți? un teren de sport, datorită faptului că nu aveam chiar și pentru zile comune unde să ținem această sărbătoare, această asta, că acum, sigur, nu cu toată criza și cu toată asta, măcar o dată pe an îți permiți și asta ca să mai ieși și tu să te mai știu, să te mai destinzi, asta, să vină și lumea, că vin oamenii ăsta la așa ceva, mai o muzică, deci petreci o zi cu Da, cei merită din ăsta, comunitatea merită, pentru asta. merită, datorită faptului că tot anul și asta, muncă, muncă, dar mai trebuie și câte o ieșire din asta. Și am făcut din surse proprii, deci din bugetul local am făcut un teren frumos de fotbal și asta, deci care deci Aveți echipă? poate ăsta, nu avem echipă, dar am făcut-o pentru copii și pentru tineretul care ăsta. Deci când vin sâmbătă, duminică, plin, joacă fotbal, mai fac meciuri între localitățile din comună, între Husasău, Mersig, Mersig, City Tele. Și deci am făcut cât mai modest. Deci n-am cheltuit miliarde ca să facem un teren de sport. Care sunt principalele atracții turistice, să spunem, ale comunei dumneavoastră? Deci, în privința turismului, eu v-am zis, e o zonă care s-ar preta pentru turism. Și asta am încercat, ori venit, ori fost promisiuni că vin să facă asta, v-am spus, la Husasău am concesionat, cum am spus, 30 de hectare pentru așa ceva. Va fi, după câte am înțeles, o zonă extraordinară, e o zonă de o frumusețe rară, înconjurată tot de pădure. O apă care trece pe lângă și va face, sper, o zonă foarte frumoasă, deci turistică. Chiar în locația unde suntem acum, sunt deci o investiție care au făcut-o și o investiție destul de costisitoare, de mare, fir întins, deci firma așa e asta, deci îi spune, deci la 500 de metri de la drumul județean înspre City Tele, deci e drum asfaltat, am căutat să creăm condiții, o zonă pitorească, cum se și vede probabil în cadru și în ăsta, un lac de pescuit, de agrement, o zonă unde se poate sta de sâmbătă asta în zonă, în zile de weekend și până duminică seara se pescuiește, are pește
balta are Poți să pește, și cum mănânci. zice ăsta, poți să și mănânci, poți să servești orice. Aici oameni Și ospitalieri, zona oameni, liniștită. da, zonă liniștită, frumos, ca să ieși de sâmbătă până